Cum credeți, are Moldova șanse să se integreze în Uniunea Europeană? Cred că avem mari șanse de a ne integra în Uniunea Europeană, privind chiar și aspectul grădiniței noastre de a primi acest ajutor, trecând chiar de la sobe la căldura termică, instalându-se cazangeria de unde primim căldură, instalarea ferestrelor și a ușilor pe unde ieșa toată căldura, acum este conservat chiar dacă nu se face focul o zi, două, căldura rămâne în grădiniță, nu are pe unde să iasă afară. Acoperișul unde ne era putred și ne ploua, trebuia să stăm cu copiii grămăjoare ca să nu-i ude chiar și în grupă. Apa pe care îi spălau cu apă rece, afară, la vicei, plecau chiar și pe timpuri. Republica Moldova șanse să se integreze în Uniunea Europeană. Și dacă are șanse, cum ar trebui să se dezvolte sub aspect politic și social și economic? Părerea mea, eu le văd că sunt mici, deoarece populația din Republica Moldova trebuie să crească în toate domeniile ca să se integreze în Uniunea Europeană. Și nu numai populația, dar totodată și statul trebuie să faciliteze în genere toate condițiile de trai, de existență pentru cetățenii din Republica Moldova. Cred că, în primul rând, ar trebui să înțelegem că populația trebuie să devină, în primul rând, conștientă înainte de a merge în integrarea europeană, deoarece majoritatea, chiar din discuții cu mulți cetățeni care merg în Europa, când se întorc înapoi, din discuțiile lor, înțelegem că totuși pentru populația noastră încă trebuie mult să lucrăm ca să ajungem la mentalitatea celor din Europa. Aici vreau să mă refer în primul rând la chiar și în genere la chiar la salubrizare, la amenajare. Oamenii trebuie să fie mai conștienți, ceea ce nu prea se vede la toți cetățenii noștri. Chiar referitor și la gunoiștile care, la concret, dacă să vorbim, chiar poate numai o parte din populația, nu numai de la sat, dar și la oraș, sunt inconștienți. O sumedenie de gunoaie peste tot, aruncate, fără ca să înțeleagă că undeva mai sunt și niște gunoiști autorizați și așa mai departe. În primul rând, trebuie să fie pentru cetățeni locuri de muncă, ca să mergem alături de cei din Europa și cu salarii plătite la nivelul celor din Uniunea Europeană, ceea ce nu prea văd ca în Moldova să existe un așa spor sau o creștere a salariului. Nu văd. Drumurile nici nu se discută, pentru că drumurile din Republica Moldova sunt foarte deteriorate, chiar dacă ceva se construiesc, dar oricum, până la urmă, concluzia o facem că nu se construiesc calitative. Deodată, cei care merg în călătorie, să spunem așa, prin Europa și iarăși se întorc la noi în Republica Moldova, se începe deodată deosebirea când intră în Republica Moldova, anume cu transportul pe drumurile naționale. Mai departe, dacă să ne referim la apeduct, canalizare, gazificare, iluminarea stradală, adică sunt multe de făcut, multe de lucrat ca să ajungem anume cu condițiile Uniunii Europene. Deci eu, sincer să fiu, cred că văd Moldova, dar peste mulți ani, în Uniunea Europeană. Nu știu cât muncă trebuie să depună cei de la conducere, cum să se schimbă, ce să mai facă, dar oricum eu văd Moldova în Uniunea Europeană peste mulți ani. Totuși o văd, așa ca printr-un vis. Nu știu, o să fiu la bătrânețe sau poate nici nu o să fiu, dar cred că cândva o să fim și noi la nivelul celor din Uniunea Europeană. Cum credeți? Are Moldova șanse să se integreze în Uniunea Europeană? Deci, tot mai des în ziua de astăzi auzim replica, vrem în Europa.
dar trebuie să ne dăm destul de bine seama că în spatele acestei replici se ascunde o mare responsabilitate atât din partea noastră, a locatarilor, cât și a tuturor cetățenilor din Republica Moldova. În primul rând, pentru a ajunge în Europa avem nevoie de o stabilitate politică și de o guvernare foarte stabilă. Iar răspunzând la întrebarea dacă este posibil să aducem Europa la noi în localitate, eu aș spune că da, este posibil acest lucru, numai cu acordul tuturor cetățenilor, tuturor locatarilor. În primul și în primul rând am începe cu drumurile care vrem să le vedem asfaltate așa cum sunt în Europa. Vrem să avem un centru de distracții pentru copii, așa cum sunt în Europa. Vrem să avem două, trei parcuri pentru maturi, pentru zile de odihnă, așa cum este în Europa. De ce nu farmacie în sat, așa cum este în Europa? Eu cred că dacă măcar câteva din aceste puncte trasate mai sus vor fi parțial rezolvate, soluționate cu acordul tuturor cetățenilor, eu cred că numai atunci vom putea spune că putem aduce Europa la noi acasă, la noi în localitate. It's hard for me, for Americans to answer that question, simply because we're not in the European Union. It is possible, but it's not going to happen overnight. It's probably not going to happen really anytime soon. But that should not discourage you from continuing the reforms, simply because as you add in each of these pieces to becoming accepted into the European Union, it will constantly improve the state of Moldova. So it is possible, it's just not probably in the timeline that most people are thinking it will come. Dumneavoastră personal, doriți ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană? Ce înseamnă unitate? Unitate trebuie să fim, adică toți care suntem în componența, dorim, adică să fim în componența Uniunii Europene, trebuie să fim, adică să avem aceleași drepturi, să fim unici, adică o familie, să fim o familie unică, unită. Diversitate, cred că ce ține de cultura noastră, totuși fiecare popor, fiecare țară, deci are cultura sa și trebuie să tindem spre cec, să ne păstrăm obiceiurile, să ne păstrăm tradițiile. Sper că, adică și tindem să fim și noi o țară europeană, să intrăm în această familie unită. Ceea ce depinde de noi ca cetățeni, anume trebuie, în primul rând, să ne respectăm pe noi, trebuie să nu uităm că avem o țară care trebuie să prospere, să contribuim la curățenie, la dezvoltare, clar. Și nu în ultimul rând, deci pe primul plan trebuie să stea ecologia. Adică să o înverzim, să o protejăm și să o facem să înflorească. Nu știu. Dumneavoastră personal doriți ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană? Clar că doresc, pentru că sunt mulți părinți a copiilor de la noi din gimnaziu plecați psihotare și asta le va da posibilitate să viziteze mai des și copiii să-și viziteze părinții și părinții să vină mai des acasă și să fie oamenii liberi, adică să nu fie bariera aceasta care îi îndepărtează de mamă, de frați, de surori și clar. Despre înțelegere, cam nu știu, Nadejdea. Dar am vrea să știm și noi. Cum era viața înainte? Adică era mai bine înainte sau mai bine acum trăi? Știți că era mai bine înainte. Mâncam mai slab, dar eram mai sănătoși, că era mâncarea mai de casă, știi, altfel. Mâncam și ceapă și măricuță, și dar era mai decât cu tot chimicatele astea pe magazine, pe stat locul. Da, e gine așa, mă, că ne mai dă o pensie, înainte nu prineam pensie. Dar dacă ne-a dat pensia, nu știam face, am murit bătrânii, da. Cum credeți, dacă Moldova se va integra în Uniunea Europeană, va fi mai bine de trăit? Eu aș crede că da. Dar, adică se simte ajutorul Europei pentru noi? Toate... Da, păi auzim, dar nu, că să vedem, dar chiar o să aud și să vedem și pe televizor cum ajută, cu
ani, fel de fel de. Da, simțiți ajutorul dumneavoastră și simțiți personal. Vă ajută ceva în linia asta europeană? Nu, mi ajută. Asta principal am înțeles că ei iau eu bani de la țările europene împrumut și îmi dă nouă pensia, că ei n-au de unde. Așa am înțeles, da. Și așa se vorbește și slab. La Moldova trage nedeje și trage, nu știu, dacă nu s-ar înțelege ei în Parlament, apoi nici noi nu mai tragem nedeje ceva mai bun. Ce ați vrea ca să se schimbe în Moldova? Capul, ca capul familiei acasă, e tata capul familiei, dar acolo și stăpânul țării. Președinte, și eu leacă mai cu ei, nu mai îndrăzniesc, mai să pui puteți la funcție. Și el leacă și ei mai bun, nu spui de și ei care corupți, care... Cum crezi? Dacă în Parlament va fi ordine, va fi mai bine și pentru populație? Să înțelegi? Dumneavoastră personal, doriți în Europa? Dorim, dacă aș mai avea zile, doresc. Cam bătrân le-am, dar ce să facem? Așa, Brăzean? Dar ce credeți că s-ar schimba Moldova dacă ar intra Uniunea Europeană? Sunt țări mai bogate, sunt țări care poate ne-ar da ajutori, ne-ar vrea cum cheamă la lucru, pe Israel cheamă lucrătorile. Și s-ar hrăni om. Sau aici ar deschide ceva, cum la noi înainte, dacă ne hrănim, era la Cantimir, fabrica de conserve, era la Leova, de pâine, de lapte strângeau, făceau brânză, făceau chefiră, dar nu știu. Ce are raionul nostru bun să lucreze oamenii? Are mica, nici o zavod, nici o fabrică, nici mica. Și cum vi se pare problema părinților plecați peste hotar? Este una mare, o problemă mare, este una gravă. Rămân copii care ei sunt reținuți de părinți, le trimit bani, dar ei se învață slobozi, se învață și e greu. Așa. Dacă ar cineva ca să-i stăpânească, e bine, dacă nu, ei cresc o leacă mai bine. Lui pare că e bine, că are bani, are tot cele, dar mai târziu slobozi nu chiar bine. Dacă știi mai, este tata, mama și îl stăpânește, altfel. Și mă învață o vorbă mai. Așa gine la noi, și părinți, stați acasă, cum era odată. Trăie mama cu tata, cu soacra, cu nora, cu vinerile împreună, dar îți dau deoparte, că nu-i gine împreună. S-ajutau. Soacra îi crește copii, nora se cer pe câmp, cu șoric, aveau căruța lor, aveau cai lor, aveau boi lor, aveau plug, aveau borona lor. Dar era greu de lucrat, că este tractor, este dar și fără bani și cu tractor nu poți face nimic. Cum credeți, țara asta chiar a uitat de doi sau nu prea? Cam într-adevăr, cam a uitat de noi. Și copiii nu susținuți la școală și nici la muncă, nu. Populația nu-i susținut. Nu vedeți că în câmpul muncii și-au rămas. Săi care n-au servicii, care n-au așa profesie, n-au mică. Să duc din nevoie la tutun, la să facă bani. Știi că se îmbolnăjește, dar să duci. N-are încălță. Alți și ghini. Și ghini se găsește. Vedeți că rămân caz pustie. Eu mă uit la mine, mahala, acolo caz pustie. Și eu caz pustie. Da, să duc. Duci tineretul la alți țări. Unde știu, unde în Europa, unde ghini trăit. Deci dolari mulți. Euro. Da? Așa e. Și... Ce să facem? Și au unii timpurile. N-avem încotro. Nu știu că țara așa ne-a unde au fost. Mulți stăpâni pe noi. Rusăia și... Nu știu, am ieșit Rusăia. Nu știu dacă se mai trecem cu dânșenia. Nu ne-ar mai ajuta ori, nu? De capul nostru tot e greu. Da. Și ca la urmă, fiecare, toți pe care i-am întrebat, tot spuneau, eu vreau în Europa sau eu nu vreau în Europa? Aș vrea, dacă aș mai avea zile, aș vrea poate și mai gândi ceva, mai bun. Ne-am bucurat și noi. Da. Mulțumim! Mare, ceva ce multă lume n-are, toți se calcă în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare. Vorba de o mare, ceva ce multă lume n-are, se calcă în picioare, dar pentru atâtea lucruri fără valoare. O mare, ceva ce multă lume n-are, tot se calcă în picioare, dar pentru
fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare. Mare, e ceva ce multă lume n-are, e tot se calcă în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare. Vorba de o mare, e ceva ce multă lume n-are, e tot se calcă în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare. Ce multă lume n-are, yeah. Tot se calcă în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare, yeah. Vorba de o mare, yeah. Ceva ce multă lume n-are, yeah. Tot se calcă în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare, yeah. O mare, yeah. Ceva ce multă lume n-are, yeah. Tot se calcă în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare. Ce multă lume n-are, yeah. Tot se calcă în picioare, dar pentru atâtea lucruri fără valoare, yeah. O mare, yeah. Ceva ce multă lume n-are, yeah. Tot se calcă în picioare, dar pentru atâtea lucruri fără valoare, yeah. Vorba de o mare, yeah. Ceva ce multă lume n-are, yeah. Tot se calcă în picioare, dar pentru atâtea lucruri fără valoare. O mare, yeah. Ceva ce multă lume n-are, se calcă în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare, yeah. Vorba de o mare, yeah. Ceva ce multă lume n-are, yeah. Tot se calcă în picioare. Eu vreau în Europa. Eu vreau în Europa. Noi vrem în Europa. Eu vreau în Europa. Eu vreau în Europa. Noi vrem în Europa. O mare, yeah. Ceva ce multă lume n-are, yeah. Tot se calcă în picioare.